Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deci domnul Roman, acum domnul Roman se conturează din ce în ce mai clar ca un mare impostor, domnule, cine ar fi crezut? Un personaj autoinventat care cumva a ajuns să trăiască din banii statului și a făcut asta ani și ani la rând, aparent fără să aibă calificările, studiile sau priceperea profesională necesare pentru funcțiile respective. Deci domnul Roman e un parlamentar liberal mai vechi, el era un sinecurist discret, pe care partidul trimitea prin diverse consilii de administrație ale companiilor de stat, de unde, știm, a încasat ani la rând lefșoare grase din banii cetățenilor. Stătea acolo, lua bănuțul. Da. A intrat însă în atenția publică un câțiva ani, când a anunțat toată presa că intră în greva foamei. Mamă, parlamentar român în greva foamei. Asta se întâmpla în toamna lui 2017. Greva foamei în semn de protest, pentru că nu se făcuse la Alba Iulie un monument dedicat Marii Uniri. Și s-a strâns presa la declarații, nu știu ce, greva foamei a durat atunci între prânz și cină. Literalmente. Deci la prânz a intrat în greva foamei, la cină s-a dus la bufet să mănânce și a zis că iese din greva foamei. Îi ghiorăiau mațele. Băi, nene, deci în orice țară normală, cu politicieni cât de cât normal la cap, de bun simț, un astfel de moment ridicol i-ar fi curmat cariera, cu totul. Dar nu, la noi cumva a fost taman pe dos. Adică Florin Roman... A lansat. Da, domnule, a ajuns lider de grup parlamentar, trompetă pe la televiziuni și iată Dita mai ministru la cercetare și digitalizare în guvernul PNL-PSD. Un loc altfel care mi se pare predestinat. Aici însă a atras atenția cu adevărat. Colegii de la Libertate au observat mai întâi că domnul Roman a zis că a scris o carte pe care de fapt n-a scris-o el. Deloc. Adică a trecut, miniștrii își publică CV-urile oficiale, sunt și pe, când ești parlamentar, publici acolo la Camera Deputaților CV-ul, este experiența ta profesională, spui acolo ce studii ai, ce teze de doctorat ai mai copiat și așa mai departe. Astea sunt foarte mari vulnerabilități. Deci, întrebați-i cu povestea asta, știți, dânsul și-a schimbat declarația, a zis că nu era o carte, ci un articol, ca la Radio Revan, dar nici pe acesta n-a reușit să-l mai arate nimănui. A făcut apoi apologie incompetenței, insistând că e mai bine ca un ministru să nu se priceapă deloc la domeniul în care e ministru, că altfel ar fi tentat să fure. Adică, bă, dacă nu te pricepi, nici nu știi să furi. Dar dacă te pricepi, frate, știi cum ești? El a zis ceva, a vrut să zică ceva cu asta tot. Așa, da. Apoi a trimis la redacția, tot la redacția Ziarului Libertatea, ca să demonstreze că are totuși operă, câteva pagini dintr-o lucrare de master de-a sa, pagini care erau însă integral și completamente copiate de la un alt autor, inclusiv cu greșelile de tipar din original. Moment în care încep să te întreb dacă omul are și alte probleme în afară de cele din CV de aici. Adică tu trimiți, uite-mă ce am scris eu, tu trimiți paginile pe care le-ai copiat, adică ele sunt clar luate din altă parte, cu tot cu greșelile gramaticale și de tipar. E ceva neregulă. Poate a copiat cineva în locul lui? Posibil. Posibil și ar fi mai tare. Bun, acum, de parcă n-ar fi fost suficient, iată că și studiile invocate de domnul Roman nu par să fie existate. Deci omul este autoinventat, vă spun. El scrie în CV oficial că are licență în economie la Universitatea Babeș-Bolyai. Asta e o universitate, știm foarte bine, una dintre cele mai prestigioase din România și cred că n-aș vrea să greșesc aici, dar sunt puține universități în topul mondial. Universități din România în topul mondial și Babeș-Bolyai era la un moment dat, sper că mai e acolo. Bun, ce să vezi? Rectoratul acestei prestigioase universități a făcut verificări. Universitatea n-a găsit niciun student Florin Claudiu Roman care să fi intrat la admitere, să fi terminat sau care ar fi dat licența la Babeș-Bolyai. Și nu l-a găsit nici ca licențiat, așa cum scrie politicianul CV. De necrezut. Tot ce s-a găsit este un examen dat la un moment dat la Babeș-Bolyai pentru absolvirea unui colegiu neacreditat din Alba Iulia. Asta prin anii 90. Nu mi-e clar de ce a dat el examenul la Babeș pentru un colegiu practic de subinginer, cum ar veni, de la Alba Iulia. Da, așa a fost să fie. Poate era un colegiu care se chema Babeș altfel, din Alba nu știu, Iulia. Nu știu, și... nu știu ce să spun, dar... Sigur e o greșeală. Dar nu este licențiat la Babeș-Bolyai. Din Cluj. Spune. Da. Și asta e impostură cu sclipici, dar stați, mai avem. Mai avem? În același CV, domnul Roman spune că în tinerețe ar fi lucrat la agenția Mediafax, la departamentul de marketing din Alba Iulia al agenției. Doar că mai mulți foști angajați ai Mediafax susțin că agenția, mai întâi, n-a avut departament de marketing nicăieri altundeva decât la București. Deci nu putea să fie
lucrat. E ca și cum am spune noi că cineva a lucrat la Parcul Auto Europa FM din Slobozia. Noi avem Slobozia, cred că avem un emițător, poate un corespondent, dar nu avem Parc Auto în niciun caz. Cam așa e. Deci domnul Roman n-ar fi putut lucra unde zice că a lucrat. În plus, cel puțin un fost șef al agenției Mediafax, Cristi Dimitriu, spune că nu-și aduce aminte să fie auzit vreodată de acest angajat. Nici să fi citit ceva scris de el. Nici să fi semnat vreun contract sau vreo legitimație. Sau vreun ștat de plată sau orice. Acum pe Cristi îl cunosc și eu. Cristi, mă rog, de câțiva ani el a ieșit din presă. Dar știu de mult, adică am făcut teren alături de an la rând. Om serios, iar din anii 90, ca și mine. Și iată ce scrie Cristi Dimitriu pe Facebook, citez. Am lucrat în Mediafax din 1994 până în 2015. Pe posturi de la reporter, șef departament, redactor șef, până la director. Și nu am auzit de el. E adevărat, Cristi Dimitriu a fost inclusiv șeful agenției. Am coordonat într-o perioadă și departamentul de corespondenți. Am întrebat foști colegi, tot nu m-am lămurit. Nu am văzut și nu am semnat vreo legitimație sau vreun contract cu numele lui. Ei, poate ești lucra cu pseudonim. Și da, la direcția investigației. Da, și când erai plătit, tot sub pseudonim erai plătit? Adică când făcea contractul omul respectiv să-i dea salariu sau ce? Nu mă pricep. Cristi Dimitriu face și un apel pe Facebook-ul lui, zice, întreb și alți foști colegi, poate și aduc ei aminte. Singurii colegi care răspund pe acolo spun, domne, nu, nu știm, nu cunoaștem, n-am auzit niciodată. Deci, este, totul este super bizar în povestea domnului Florin Roman. Ăsta e contextul în care a demisionat dânsul din funcția de ministru la digitalizare și cercetare, probabil primul ministru al cercetării din România care nu știe ce e aia și care e rolul unei bibliografii. Și ce scrie domnul Roman pe Facebook? Stop. Are Facebook. Are Facebook. Măcar deci atât. Să pricepe la digitalizare. Numele lui. Da. Asta. Plec din funcția de ministru cu fruntea sus. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamne Sfinte. La care noi nu putem adăuga decât, Doamne ferește, Nea Florine, că ca tine n-am văzut. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.